Mal pierdem obosit, mai bine mă duc să dau încă mâncare la câini. Miriam, nu, la găini nu se poate. A să-i scap din cutie, eu tot așa am făcut. Și pe Dani l-am chemat. Albert, glumești? Eu sunt mare, nu ca tine. Bine, că ești mare, du-te. Miriam, pune ochelari ca nu să ciupească găinile. Albert, eu mă descurc și fără tine. I-am plecat. Bine, ai plecat, ai plecat. Albert, de unde-i porumbul? Te descurci, fără mine, bine? Mă descurc. Mine așa puțin porumb, i-am luat tocmai o roapă de porumb. Ha, 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 ce e așa de râs? Mai vin și mă iau un pic dacă-mi trebuie. Săpa, săpa. Am uitat poarta deschisă! Ui, și câinile! Albert, vezi, mă ajut să dau găinile! Iarăși au ieșit! Miriam, dar du-ți-o ție, să nu mergi la găini. Și ai zis, fără mine să te descurci. Mulțumesc, Albert, nu o să mai dau la găini singură. Nu, închide poarta pe tine. Hu, Albert, nu m-am așteptat să iasă. Trebuie să-i dăm mâncare lui Jack. Bine, bine, Miriam, închide poarta. Miriam, ce tu faci?